Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi discutăm despre produse din plante medicinale pentru igiena intimă. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Cu siguranță vom ține în fața micilor ecrane astăzi, în special doamnele și domnișoarele. Domnii probabil că mai puțin, dar doamnele și domnișoarele cu siguranță vor fi interesate de ceea ce vom discuta noi astăzi. Produse pentru igienă intimă. Da. Într-adevăr, așa este. Femeile, în general, sunt mai predispuse infecțiilor la nivelul zonei intime. Există o floră vaginală formată din microorganisme bune și microorganisme rele, dar există un echilibru prin care microorganismele bune sunt mai multe decât cele rele. Atunci când se dereglează acest echilibru, se creează fundament propice dezvoltării bacteriilor patogene și ciupercilor patogene. La aceasta se mai adaugă de multe ori și o dereglare a pH-ului. În general, la nivelul zonei intime există un pH mediu ușor acid. De exemplu, pH-ul cel mai optim este 5,5. La acest pH nu se dezvoltă microorganismele patogene, dar atunci când se alcalinizează, ele prind un mediu favorabil. De aceea, cred că este foarte necesar să ne asigurăm. Este necesar ca toate femeile să-și asigure o igienă optimă, corespunzătoare, să folosească gelul de curățare, care este pe bază de plante medicinale, pe bază de uleiuri esențiale din plante medicinale și având la bază, ca bază de cremă, este uleiul de cocos. Deci, acest gel de curățare, de ce este foarte bun? Pentru că, pe lângă faptul că menține curățenia, asigură și pH-ul, previne și combate bacteriile și micozele și combate și iritațiile, mâncărimile, inflamațiile. Deci nu este același lucru să folosim un gel pentru curățare cu un săpun. Săpunul, în primul rând, alcalinizează. Prin asta ați înțeles totul. Pe lângă acest gel de curățare, este nevoie să avem la îndemână și o cremă de protecție. Tot pe bază de plante medicinale, uleiuri esențiale și cu bază de cremă naturală. Cremă de protecție pentru? Pentru zona intimă. Această cremă de protecție pentru zona intimă, de ce este importantă? Pentru că hidratează și nutrește celulele de la nivelul mucoasei și de la nivelul pielii în această zonă. Combate agenții patogene. Creează și această cremă, acel pH mediu spre acid. Și elimină acel disconfort creat de efectele infecțiilor, adică mâncărimi, iritații, inflamații. Deci, să zic așa, în ansamblu am avea nevoie de gel și de cremă de protecție. Și acum să explic câteva dintre plantele medicinale care intră în componența acestora, apoi câteva uleiuri esențiale și în final să arăt și baza de tratament. Mă rog. Deci, dintre plante. Nu voi vorbi de plante despre care n-ați auzit. Plante obișnuite pe care le cunoaștem. În primul rând, gălbenelele. Gălbenelele. Cred că majoritatea femeilor au avut în viața lor cel puțin câte o infecție. Așa se spune, că fiecare dintre noi cel puțin o dată în viață experimentăm o astfel de infecție. Așa. Gălbenelele sunt cunoscute pentru efectul lor asupra ciupercilor patogene, asupra micozelor și în special Candida albicans. Această ciupercă, Candida albicans, se dezvoltă la nivelul multor mucoase, nu numai la nivelul mucoasei din zona intimă, se dezvoltă și la nivelul mucoasei bucale, la nivelul gâtului, la nivelul mucoasei urinare, la nivelul intestinului. Și de aceea,
de multe ori aceste plante care intră în componența gelului, în componența cremei, le putem folosi și separat. De exemplu, ceaiul de gălbenele, simplu, îl folosim sub formă de infuzie pe cale bucală sau sub formă de spălături locale sau sub formă de spălături interne cu irigatorul. Această plantă, gălbenelele, este recomandată și pentru combaterea protozoarului Trichomonas vaginalis, o boală trichomonază se numește, deci nu-i produsă de ciupercă, deci protozoarul intră deja în lumea animalelor. Deci, la fel produce o boală cu multe scurgeri caracteristice, iritații, inflamații, care, odată combătut acest protozoar, dispar toate acele simptome urâte. Dereglarea florei vaginale aduce după sine la multe femei niște scurgeri albe, sub denumirea de leucoree. Ori, aceste gălbenele sunt deosebit de bune și pentru acest lucru. De aceea o să vedeți că gălbenelele intră și în compoziția gelului, și în componența cremei, și în produsele, în toate produsele ginecologice pe care le vedeți, gălbenelele nu prea lipsesc. Da, o altă plantă despre care se știe că este planta femeilor este salvia. Salvia este planta care combate uscăciunea atunci când apare acea dereglare hormonală. Poate să apară și uscăciunea și mai ales la femeile care sunt în preajma menopauzei, uscăciunea poate să evolueze atât de mult până să se ajunge la vaginită atrofică. Uscăciunea nu este bună, pentru că și ea creează mediul favorabil dezvoltării agenților patogene. Atunci când există o umezală la nivel mediu, înseamnă sănătate. Salvia este o plantă cunoscută în general pentru utilizarea ei externă, dar și pentru utilizarea ei internă. Și mai ales când sunt acele mâncărimi, acele scurgeri caracteristice, salvia este planta care reglează. Nu mai vorbesc că ea reglează și din punct de vedere hepatic, reglează din punct de vedere a hormonilor, pentru că atunci când hormonii estrogeni scad mult, mult, atunci apar și aceste boli. Deci atrag după sine o serie de efecte. Dar dereglările hormonale nu apar numai la menopauză. Pot să apară și la pubertate, pot să apară în viața femeii ori de câte ori se dezvoltă un chist, un fibrom. Totdeauna apar și dereglările hormonale. Și dereglările hormonale aduce după sine modificări care creează condiții favorabile. Pentru că și ciuperca candida albicanscă, acum revin la ea, nu este o ciupercă care se transmite, să zicem noi, pe calea intimă. Este o ciupercă care o au femeile în flora vaginală, dar nu au condiții de dezvoltare și de înmulțire. Numai când se creează condiții de dezvoltare, ea își devine, se înmulțește, se dezvoltă și devine în cantitate prea mare și atunci produce boala. În general, așa s-a întâmplat de foarte multe ori și probabil foarte multe dintre femei au dezvoltat candida după ce au făcut un tratament cu antibiotice. Sigur că da. Păi, în general, tratamentele cu antibiotice în cantitate prea mare modifică flora. Modifică și favorizează. Și salvia, ca și cum am vorbit înainte, este caracteristică pentru menținerea acestei flore. O altă plantă care și ea contribuie la echilibrul florii intestinale și combate uscăciunea este urzica. Cunoaștem noi urzica cât este de eficace în toate tratamentele femeiești și trebuie să amintesc efectul tratamentului cu urzică asupra reglării metabolismului calciului care apare odată, adică deficiența metabolică a calciului apare odată cu deficiența de estrogen. Iar urzica ce face? Urzica corectează acest metabolism fie prin aportul de calciu pe care îl aduce, fie prin siliciu care stimulează absorția calciului la nivelul intestinului. Urzica este o plantă hemostatică, antihemoragică, ea se opune sângerărilor care tot cu această ocazie a dereglărilor metabolice apar sus sângerările. O știm că sângerările aduc după sine pierderea
fierului și anemierea organismului. Un organism anemiat la fel constituie un mediu favorabil dezvoltării agenților patogene. Deci vedeți că totul e așa în un cerc vicios. De aceea se pune întotdeauna mare accent pe imunitate. Da. Să fie o imunitate bună, pentru că dacă este imunitatea bună, atunci organismul face față mai bine oricăror modificări care pot să apară în organism datorită anumitor agenți patogeni. Da. Și nu numai. Deci, normal, imunitatea este principala. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă ne vom infecta mai multe persoane cu un microb, unele persoane nu dezvoltă nimic, altele dezvoltă într-o formă ușoară, altele se îmbolnăvesc chiar de-a binelea. Deci depinde foarte mult de imunitate. De aceea tot vorbim de multe ori imunitate. Așa, în componența acestor creme, geluri sau efectiv separate, intră și plante cu rol de antibiotic. Aici este vorba de mușețel și coada șoricelului. Aceste plante pot face parte, componente ca ingrediente împreună sau efectiv alternativ. Aceste plante au rol foarte important în eliminarea recidivelor, pentru că de multe ori ne vindecăm, deci combatem un agent patogen și suntem sănătoși perfect, dar apar recidivele. Ori recidivele mai continuate mai multe la rând, ce duc? Duc la o infecție cronică de care scăpăm foarte greu. De aceea se spune că, de exemplu, și de candida, dacă nu mai poate scăpa, pentru că deja atâtea recidive au fost încât s-a cronicizat. Aceste două plante, adică coada șoricelului și mușețelul, epitelizează și cicatrizează iritațiile apărute la nivelul zonei intime. Deci combat în general, combat infecțiile și ar fi caracteristice, dacă gălbenelele sunt caracteristice ciupercilor patogene, aici mușețelul și cu coada șoricelului ar fi caracteristice combaterii bacteriilor patogene, dintre care stafilococul auriu. Ca să mai spunem despre mușețel și faptul că este și antiinflamator. Da. În general, combate microbi înseamnă că are rol antiseptic, dacă are rol antiseptic, sigur are și rol antiinflamator, iar de data aceasta, dacă mă gândesc la coada șoricelului, este și o plantă hemostatică. Dacă urzica reglează prin datorită vitaminei K cu vitamina C împreună, de data aceasta, coada șoricelului reglează prin scurtarea timpului de coagulare al sângelui, pentru că de multe ori apar tot felul de scurgeri și apar și sângerări masive care trebuie corectate. Cu caracter de antibiotic, rol important prezintă uleiurile esențiale, dintre care iar aș aminti de uleiul din arborele de ceai, melalele, ucaltelnifolia, care este cel mai recomandat pentru combaterea candidozelor, deci pentru combaterea acestei specii de candida albicans. Dar uleiul acesta de arbore de ceai de multe ori se folosește împreună cu ulei din iarbă de limon. Am mai vorbim noi despre iarba de limon, cimpopagon, citratus, deci un fel de iarbă care crește în zonele calde, care este rodită cu citricile. Deci această iarbă este folosită pentru prelucrarea și obținerea unui ulei esențial, asemănător cum sunt celelalte. Și mai este vorba de ulei esențial din salvie, uleiul esențial din cuișoare. Deci cam astea patru m-am gândit, le-am studiat mai mult și am văzut că ar face o parte componentă foarte bună împreună cu plantele la care ne-am gândit. Levanțica o includem aici în categoria plantelor indicate? Uleiul esențial de levanțică este deosebit de bun, este antiseptic, antiinflamator, cicatrizant, este și antispastic și mai ales că levânțica totdeauna e o plantă calmantă asupra sistemului nervos central. Deci când apar probleme pentru că sistemul nervos, ați văzut, sau stresul, să zicem, totdeauna influențează. Când apar astfel de probleme, levânțica este deosebit de bună. Da. Ce mai putem să spunem telespectatorilor legat de subiectul nostru de astăzi? Ce plante mai putem aduce în atenția lor? La crețișoară, la fel este planta... Crețișoară care este mai puțin cunoscută decât celelalte de care am vorbit până acum.
Păi e o plantă mai puțin răspândită, dar este foarte bună, Archemira vulgaris se numește, deci această specie este bună, nu altele, că sunt mai multe. La fel este reglarea metabolismului, reglarea sângerărilor, reglarea secreților și prevenirea iritațiilor și acelui disconfort dat de efectele pe care le produc infecțiile cu acest patogen. Și traista ciobanului, am mai vorbit despre ea, tot la nivelul sângelui reglează. Am vorbit noi despre traista ciobanului când la nivelul intern reglează presiunea sanguină, fie că este vorba de hipertensiune, fie că este vorba de hipotensiune. Iată, este și o alternativă la folosirea vâscului, care îl putem folosi de 7 zile pentru că are și toxicitate, putem folosi traista ciobanului. Deci toate problemele legate de sângerări, de sânge, le echilibrează. Mai putem vorbi de iasomie. Din păcate, lumea încurcă iasomia noastră românească, Philadelphus coronarius, cu iasomia chinezească, care este Yasminum communis. Am văzut și pe internet, prezintă denumirea științifică a iasomiei chinezești și prezintă la imagine iasomia noastră românească. Și le avem pe amândouă? Nu. Cresc amândouă la noi, nu? Una care crește în România, cealaltă crește în China. Și da, de ce sunt confundate atunci? Amândouă sunt bune în combinația acestor creme și geluri pentru zona intimă, pentru că au rol calmant, anti-inflamator, antispastic și este bun în durerile uterine. Numai când este vorba de iasomia chinezească, trebuie să ținem minte că ea conține și cofeină. Deci nu putem folosi așa cum vrem. De aceea, în ceaiurile chinezești, dacă vedeți, ea se pune numai ca aromă alături de celelalte ceaiuri. Și mai ales pentru persoanele care prezintă hiperaciditate, accentuează, va face și unele spasme? Le produce spasme? Nu, vreau să spun că interacționează cu anumite medicamente. Am înțeles. În schimb, iasomia noastră este mult mai domoală, mult mai... deci se poate folosi în cantitate chiar mai mare, chiar sub formă de tratamente îndelungate. Să nu amintim ce spre coada racului. Este o plantă cunoscută pentru tot plantă care intre în alcătuirea ceaiurilor, tincturilor, capsulelor ginecologice. Este planta care are o mare putere antiinfecțioasă, deci antivirală, antibacteriană și antimicotică. Acționează foarte bine atât pe stafilococi, cât și pe ciuperci, cum este candida, cât și pe trihomona vaginalis. Deci este o plantă care, dacă vă uitați în combinații, în foarte multe combinații, o găsiți. Și mai puteam vedea și cerențelul, rădăcina acea lungă despre care vorbeam odată, care aduce până la câte un metru în pământ, conține eugenol cu putere antiseptică. La fel, și cerențelul este o plantă mai puțin folosită pentru că e foarte greu de recoltat și nici nu crește peste tot, decât are zonele lui, dar în această combinație este foarte bună. Că ce folosim, ce ar fi mai bine să folosim ca bază de cremă? Uleiul de cocos. De ce? Pentru că este un foarte bun antiinflamator și antiseptic, conține trigliceride cu lanț mediu și acid lauric, care dă acea putere antiinfecțioasă de combatere a ciupercilor patogene. Mai asigură și hidratarea și nutriția celulelor și de la nivelul mucoasei și pielii din zona intimă. Deci vedeți că există, chiar am pe această hârtiuță mi-am notat eu toate plantele la care m-am gândit eu că ar fi bune pentru așa ceva și câte credeți că mi-au ieșit? 16, numai puțin de 16. Multe puține? Poftim? Multe puține? Păi depinde fiecare cum consideră. Eu, și fiecare la ce are nevoie. Eu, cum să vă spun? La ce este mai sensibil? Eu m-am gândit sub toate aspectele, la fiecare plantă, normal, cum se concepe o combinație. În primul rând, vedem ce dorim. Ne gândim de ce substanțe active avem nevoie. După aceea ne gândim care plante conține acele substanțe active și în ce cantitate și apoi alegem plantele. Și mai trebuie să ținem cont și de faptul la ce suntem expuși. Exact. În general, la ce suntem sensibili. Sigur că da.
Sigur că da. Deci, o combinație când o faci din punct de vedere științific, nu e ușor, trebuie să ai foarte multe cunoștințe la bază. Dar mai sunt unii, că copiază, de exemplu, ei una din coace, una din colo și poți să faci un amestec foarte simplu. Dar dacă ai făcut combinațiile corect din punct de vedere științific, te poți aștepta și la efecte. Da, eu, în momentul în care ați spus de 16 plante, m-am și gândit la un biter. Sincer, pentru că odată vorbisem despre bitere, de tipurile de bitere și de combinațiile de plante care la ce sunt indicate și câte sunt în compoziție și acum spunând dumneavoastră de 16 plante, automat am făcut o conexiune la un astfel de produs. Sigur că dacă biterele au ele o tradiție și atunci noi am zis ce urmărim? Printr-un biter urmărim tonifierea în mai mare măsură a părții digestive. Din altul urmărim în mai mare măsură partea cardiacă. La altul, în mai mare măsură, tonifierea nervoasă. Deci, ca tare, fiecare are o țintă precisă, dar, de fapt, nu înseamnă că nu este bun numai pentru acea parte. Este bun și pentru celelalte organe ale corpului. Da. 2 minute până la finalul emisiunii. Sfaturi de final? Este bine să ne pregătim cu substanțe adecvate zonei intime. Fiecare persoană cred că are nevoie de un gel de curățare ca să nu folosim săpunul, pentru că săpunul este alcalin și are nevoie de o cremă de protecție. Protejându-ne, nu ne vom îmbolnăvi sau pot să apară infecții. Nu este obligatoriu că dacă folosim produse de protecție nu vom avea, dar vom avea mai... Poate face mai formele mai ușoare. Forme mai ușoare sau chiar să știți că putem să nu facem deloc dacă ne îngrijim. De multe ori acești microbi apar, adică nu de multe ori, în general, apar atunci când găsesc condiții prielnice, condiții favorabile, altfel ei nu se dezvoltă. Cum v-am spus și despre candida, ea există, dar nu se dezvoltă. Da, eu mă mai gândesc la încă un aspect, este vară, este sezonul în care mergem la bazin, la mare și evident locul ideal de unde se pot contacta anumite bacterii. În mod sigur, vedeți dumneavoastră că în ultimul timp chiar și în bazinele cu apă sărată. Noi ziceam, știam mai de mult că dacă faci baie în apă sărată, nu te poți infecta de nimic. Ei, ba, există chiar ciuperci și acolo și bacterii care chiar acolo trăiesc, te poți infecta și în apă sărată. Și în general, în apă dulce, apa dulce este un factor prielnic de dezvoltare a microbilor. Da. Deci, multă atenție și măsuri de protecție. Protecția este mama sănătății, cred da. Că. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Sper că a fost o emisiune interesantă pentru doamne, pentru domnișoare. Să vedem. Da, să vedem feedback-ul. Vedem feedback-ul, cum apare. Da. Mulțumesc, vă aștept și data viitoare. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!